Bună ziua, dragi elevi! Mă numesc Natalia Stan, profesoara de limba română de la Școala Generală Corlandoban din Coștei. Azi vom aborda unitatea didactică pentru clasa a 6-a, ora 4-a, partea de vorbire care cu ajutorul rebusului o vom descoperi împreună. Pe tablă avem afișat acest rebus și 8 întrebări. Prima întrebare, antonim pentru cuvântul minciună. Antonim, ne aducem aminte care sunt cuvintele antonime, ce numim? Antonimele sunt cuvinte cu sens opus, opus. Înseamnă că antonim pentru cuvântul minciună va fi adevăr, adevăr. Adevăr. A doua întrebare. Animal ce a trăit cu milioane de ani în urmă. Toți de la desene animate, sigur că știți care este cel mai preferat animal pentru băieți. Este compus acest cuvânt din 3, 4, 5, 6, 7, 8 litere. Haideți să vă ajut. Prima literă este D. D. Sigur că ați găsit. Dinozaur. Dinozaur. Acest animal este dinozaur. A treia întrebare, principala activitate a copiilor. Desigur este joaca. 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 A patra întrebare, antonim pentru cuvântul serios. Neserios. Neserios. A cincea întrebare. Sinonim pentru cuvântul locuință. Ne aducem aminte care sunt cuvintele sinonime, ce numim noi? Sunt cuvintele cu același sens sau asemănător sens. A cincea întrebare. Sinonim pentru cuvântul locuință. Casă. Casă. A șasea întrebare. Antonim pentru cuvântul bătrân. Tiner. Tiner. A șaptea întrebare. Sinonim pentru cuvântul dragoste. Desigur, iubire. Iubire. Și a opta întrebare. Antonim pentru cuvântul moarte. Viață. 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 Înseamnă că tema noastră de astăzi este ce timp pe linia verticală, adjectiv. Tema noastră de astăzi este adjectivul. Adjectivul. Bine, să ne amintim ce este adjectivul. Ce arată? Adjectivul este partea de vorbire flexibilă care arată însușirea unui obiect sau ființelor. De exemplu, copil frumos. Ce fel de copil? Frumos. Clasă mare. Ce fel de clasă? Mare. Frumos și mare sunt adjective. În afară de însușirea obiectelor și a ființelor, adjectivul mai arată și culoarea, culoarea. De exemplu, roșu, albastru, verde, arată mărimea, mic, slab, subțire, arată forma, rotund, pătrat, piramidală, gustul, dulce, acru, sărat, picant și mirosul, floral, înțepător. Ne-am adus aminte, da, despre adjectiv. În continuare, deschidem noi fișele. La pagina 31 avem clasificarea adjectivelor.
Avem clasificarea adjectivelor, pagina 31. Urmărim toți împreună clasificarea adjectivelor. Adjectivelor le putem clasifica în două mari grupuri. Adjectivii propriu-zise și adjectivii provenite din alte părți de vorbire, formate cu ajutorul sufixelor și prefixelor. De exemplu, adjectivii propriu-zise: dulce, amar, verde, înalt, adânc. Adjectivii provenite din alte părți de vorbire: grăbit, supus, admirat, țărănesc, nisipos, bănățean. După formă, adjectivele pot fi variabile și invariabile. Cele variabile sunt cu 4 forme, cu 3 forme și cu 2 forme. Cu 4 forme. Au forme diferite pentru masculin și pentru feminin la singular și plural. Exemple: prieten bun, prietene bune. Prieteni buni, prietene bune. Cu 3 forme. Au forme diferite pentru masculin și feminin la singular, dar o singură formă pentru ambele genuri la plural. Perete lung, haină lungă. Pereți lungi, haine lungi. Cu 2 forme. Au aceeași formă pentru masculin și feminin la singular și altă formă la plural pentru ambele genuri. Fiți atenți, pentru ambele genuri. Munte mare, casă mare. Munți mari, case mari. Și adjectivele invariabile sunt provenite din adverbe. De exemplu, gata, așa, astfel. Și provenite din împrumuturi, mai ales cele care le numesc culori, maro, gri și altele. Deci, până aici am avut noi clasificarea adjectivelor. Încă o dată, adjective sunt propriu-zise, adjectivii provenite din alte părți de vorbire și după formă adjectivele sunt variabile cu 4 forme, cu 3 forme și 2 forme și adjective invariabile, invariabile. În continuare, deschidem fișa la pagina 33 și avem gradele de comparație. Gradele de comparație. Adjectivul are 3 grade de comparație. Pozitiv, comparativ, superlativ. Cel comparativ se împarte în 3. De superioritate, de egalitate și de inferioritate. Și cel superlativ, relativ avem și absolut. Iar cel relativ se împarte în de superioritate și de inferioritate. Avem un exemplu. Calculatorul este un aparat scump. În această propoziție, adjectivul este scump. Ce fel de aparat? Scump. Ne uităm și împreună în fișe, punem acest adjectiv corect la toate gradele de comparație. Scump. E simplu, la gradul pozitiv. Ne uităm la comparativ. De superioritate va fi mai scump. De egalitate, tot atât de scump. De inferioritate, mai puțin scump. Și gradul superlativ, care se împarte în relativ și absolut, relativ de superioritate va fi cel mai scump, de inferioritate cel mai puțin scump. Și cel superlativ absolut, foarte sau extraordinar. Extraordinar.
Deci am văzut scump pozitiv, mai scump comparativ de superioritate, de egalitate tot atât de scump, de inferioritate mai puțin scump, superlativul relativ de superioritate cel mai scump, de inferioritate cel mai puțin scump și absolut foarte extraordinar. Dar există adjective care nu au grade de comparație. De exemplu, viu, mort, egal, principal, minor, major și altele. Deci până acum, noi împreună am clasificat adjectivele variabile și invariabile și gradele de comparație. Acum ne uităm, avem niște desene pe tablă. Să facem corelația cu biologia. Da? Avem fructe, insecte și animale. Uitați-vă, acesta este un substantiv, da? Măr. Acum deschidem toți caietele și în rând scriem aceste substantive și la aceste substantive adăugăm măcar câte două, trei adjective. De exemplu, scriem în caiete toți măr. Ce adjectiv putem adăuga la acest substantiv măr? Chiar și ne uităm și culoarea, de exemplu, în primul rând. Măr verde. Scriem toți. Mai departe, ce fel de măr poate să fie? Crud, de exemplu. Măr crud. Haideți să găsim și mai un adjectiv. Când sunt foarte bune și gustoase și cad jos ele acum, cum sunt? Coapte. Măr copt. Măr copt. Înseamnă că avem trei adjective am găsit noi la măr. Le scriem în caiete. Măr verde, măr crud și măr copt. Bine, mai departe, ce avem aici? Struguri. Ce adjective putem scrie la acest substantiv? Chiar și ne uităm în primul rând culoarea, da? Culoarea. Struguri albi. Scriem toți împreună în caiete, struguri albi. Așa, și struguri negri. Struguri negri și adiți mai un adjectiv. Dacă nu sunt prea coapte ele, cum sunt strugurii? Acri, așa? Struguri acre. Bine, mai departe avem desenul cu pere, da? Haideți împreună să alcătuim, da? Să adăugăm adjective la pere. Dacă sunt foarte zămoase, da? Și cum mai putem spune? Că sunt coapte. Pere, coapte. Cum mai poți fi ele? Pere mare, așa? Mari. Și pere, de exemplu, viermănoase, da? Viermănoase, care au verme, dar sunt sănătoase. Viermănoase. Așa? Le-am scris și aceste adjective. În continuare avem alt fruct. Lămâia. Cum este lămâia? Lămâia acră, da? Acră. Așa, mai departe. Lămâie galbene. Galbene. Scriem în caiete. Lămâie galbene.
Și adeți mai un adjectiv? De exemplu, bunica sau mama când în prăjituri, prin răzătoare o dă lămâia și în cameră miroase. Cum o putem spune? Că lămâia este aromate. 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 Așa. Aici, în continuare, avem clătite. Clătite. Ce fel de clătite ne face mamei cu bunica? Ce fel de clătite? Delicioase. Delicioase. Clătite delicioase. Delicioase. Așa. Delicioase. Bine. Ce fel de clătite? Chiar și după desenele sunt clătite pufoase. 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 Și mai un adjectiv, de exemplu, că toată casa miroase când mame, da, face clătite. Clătite mirositoare. Mirositoare. Clătite mirositoare. Bine. Avem aici o albine. O albine. Cum este albina? Harnică. 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 Așa, cum este mai albina? Rapide. 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 Așa, și haideți mai un adjectiv să găsim albina energică. Energică. Așa, bine. Am scris și mai avem un animal drăguț, iepurașul, da? Iepurașul. Este un iepuraș aici vesel, da? Vesel. Este un iepuraș vesel. Cum este mai iepurașul? Mic. 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 Și mai un adjectiv să găsim, este un iepuraș. Cum îi sunt iepurașii? Fricoși, așa? Fricos. Este un iepuraș fricos. Este un iepuraș fricos. Deci ați văzut câte adjective dumneavoastră și voi, da, toți, puteți să mai adăugați cât mai multe adjective, vă aduceți aminte. Noi am scris câte trei adjective. Haideți să le vedem încă o dată. Măr, verde, crud, copt. Struguri, albi, negri, acri. Pere, coapte, mari, viermănoase. Lămâie, acră, galbene, aromate. Clătite, delicioase, pufoase, mirositoare. Albine, harnică, rapide, energică. Iepuraș, vesel, mic, fricos. În continuare vom rezolva împreună exerciții. De asemenea, le scriem în caiete. În caiete. Primul exercițiu. Compară și potrivește adjectivele cu înțeles opus. Care sunt cuvintele cu înțeles opus? Sunt antonimele. Antonimele. Deci aici avem noi adjective, da? Și trebuie să scriem cu înțeles opus. De exemplu, rău. Rău. Care este adjectivul cu înțeles opus? Rău? Bun. Așa este. Bun. Tânăr. Tânăr. Bătrân. Bătrân. Așa. Următorul cuvânt. Leneș. Harnic. 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 Frumos. Urât. Urât. Mai departe. Luminos. Luminos. Întunecos.
Întunecos. Bucuros. Bucuros. Trist. Trist. Minciunos. Sincer. Sincer. Prietenos. Dușmănos. Dușmănos. Așa, le-am scris toți în caiete. Al doilea exercițiu. Acorde substantivul cu adjectivul potrivit. Deci avem substantive și trebuie să scriem alături măcar câte un adjectiv, da? Acorde substantivul cu adjectivul potrivit. Fetiță, de exemplu, harnică. Harnică. Fetiță, harnică. Pat, pat, confortabil. Pat, confortabil. Confortabil. Iarne. Ce fel de iarne? Geroasă, de exemplu. Iarne. Geroasă. Sărbători. Frumoase. Sărbători. Frumoase. Glas. Duios. Glas duios. Cetine. Oare toți înțeleg cuvântul cetine? Ce înseamnă? Cetine este ramură, creangă de brad. Creangă de brad. De cetine poate să fie verde. Cetine verde. Păduri, păduri, dese. Păduri, dese. Copac, de exemplu, falnic. Copac, falnic, falnic. Oare toți știu ce înseamnă falnic? Înseamnă foarte înalt, mare, deci un copac foarte înalt înseamnă falnic. Bine, deci am văzut. Fetiță, harnică, pat, confortabil, iarnă, geroasă, sărbători, frumoase, glas, duios, cetină, verde, păduri, dese, copac, falnic. Bine. Trecem la următorul exercițiu, 3. Găsiți adjectivele potrivite pentru substantivele. Avem două substantive. Casă, băiat. Haideți să adăugăm la aceste substantive 3 adjective. Casă, de exemplu, luminoasă. Casă, luminoasă. Așa? Cum mai poate să fie casă? Casă? Vopsită. Vopsită. Casă vopsită. Și mai un adjectiv? Casă frumoasă. Casă frumoase. Aceste exemple toți le scriem în caiete. Așa, următorul substantiv. Băiat. Băiat? Cu minte, de exemplu. Cu minte. Băiat? Cu minte. Băiat? Deștept. Băiat? Deștept.
băiat, de exemplu, silitor. Băiat, silitor. Știm toți cu ce înseamnă silitor. Silitor înseamnă harnic, harnic. Deci băiat, harnic. Deci până acum ați observat că am învățat și trei cuvinte noi, da? Poate nu pentru toți au fost cunoscute. Cetine, da? Cetine, ceea ce înseamnă ramură, creangă de brad. Falnic, falnic, foarte înalt, așa? Și silitor, silitor, harnic, harnic. Bine, trecem la următorul exercițiu, 4. Puneți cuvintele din paranteze la forma potrivită. La forma potrivită. Părinții, Grijuliu, au venit la ședințe. Părinții Grijuliu. Oare este corectă forma aceasta? Nu, nu este corect. De ce? Pentru că părinții este un substantiv. La ce gen? Un părinte, doi părinți. Masculin. Dar numărul? Plural. Numărul plural. În paranteză avem pus la singular. Înseamnă că la plural cum va fi? Părinții Grijulii. Părinții Grijulii. Grijulii. Părinții Grijulii au venit la ședință. Avea o privire luminos. E corectă varianta? Nu. Privire este substantiv la genul o privire, două priviri, genul feminin, singular, o privire. Cum va fi? Luminoase. O privire luminoase. Bine. Mai departe, mama și-a cumpărat niște pantofi frumos. Pantofi, un pantof, doi pantofi. Genul masculin, plural. Înseamnă că cum va fi corect? Pantofi frumoși. Mama și-a cumpărat niște pantofi frumoși. Așa, bine. Și ultima propoziție. Vântul a doborât doi copaci. Un copac, doi copaci. Genul masculin, plural. Și înseamnă că adjectivul trebuie să fie tot la plural. Doi copaci mari. Corect. Doi copaci mari. Vântul a doborât doi copaci mari. Încă o dată citim propozițiile. Părinții Grijulii au venit la ședințe. Aveau o privire luminoasă. Mama și-a cumpărat niște pantofi frumoși. Vântul a doborât doi copaci mari. Am rezolvat împreună și aceste exerciții. Și am învățat încă o dată, repet, trei cuvinte noi. Da? Cetine, ramură, creangă, verde. Falnic, foarte înalt, și silitor, harnic. Astăzi am învățat noi și am repetat adjectivul. Adjectivul. Uitați-vă ce aveți tema pentru acasă. Identificați câte mai multe adjective care încep cu litera inițială a prenumelui vostru. A prenumelui vostru. De exemplu, Maria, da? Maria. Maria începe cu litera M. Începe cu litera M. Înseamnă că la Maria adăugăm câte mai multe adjective care încep cu litera M. De exemplu, Maria minunată, Maria misterioasă, Maria magică, Maria miloasă. Deci toate încep cu litera M. Și mai un adjectiv care foarte mult îmi place, vreau să împreună să-l punem la cuvântul Maria. De exemplu, facem acum o corelație cu istoria. Sigur că s-a auzit despre Suleiman.
Și aș vrea să vă întreb, cine a fost Suleiman? A fost al 10-lea sultan al Imperiului Otoman între anii 1520-1566. Deci, cel mai cunoscut film din toată lumea a fost Suleiman Magnificul. Magnificul este un adjectiv foarte frumos. Deci la Maria putem și adăuga adjectivul Magnificul. Deci tema pentru acasă, să alcătuiți, da, câte mai multe adjective cu litera inițială a prenumelui vostru și să cu aceste adjective alcătuiți propoziții. O zi bună, la revedere!